Primăria Comunei Popești a depus un proiect pentru modernizarea rețelei de iluminat public în cadrul unui program finanțat prin administrația Fondului pentru Mediu. Intenția primarului Aurora Măgura este să înlocuiască toate cele 1000 de lămpi vechi cu unele eficiente din punct de vedere energetic. Prin proiect vor fi achiziționate 400 de lămpi de tip LED cu telegestiune care vor fi montate pe drumul principal, dar autoritățile din Popești dau asigurări că vor pune becuri și pe ulițele care nu au fost incluse în proiect. De asemenea, autoritățile din Popești speră să poată demara în scurt timp și lucrările pentru modernizarea 6 km de drumuri comunale. În acest sens, UAT Popești a depus un proiect în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Salini.